Bună seara, Cornel Dinu. Bună seara, Panduru, te salut, Pandi. Salut. Cristi Balaș, de asemenea. Bună seara, Cristi. Două vorbe despre acest meci. În primul rând, ca nivel, cum vi se pare ce se joacă în Liga 2 și în special acest meci, domnul Dinu? Cum să spun, eu mai mă uit și pe la Liga 2, mă interesează, vreau să văd ce șanse mai avem, ce vine din urmă, cum se spune în fotbalul nostru. Nu vreau să fac niciun fel de legătură cu noua invenție a lui Burleanu cu Academia asta, care e un hoho de râs teribil. Însă, și bineînțeles că acolo vor fi, sunt, peste tot sunt discipline respective de management, de fiziologia efortului. Sunt și eu curios de ce a făcut Academia asta, probabil ca să fie niște deconturi, probabil ca să-i dea de lucru lui Kid, Karate Kid ăla care face prezența, că cu asta se ocupă unul în secretarie, ălaltul se ia cotizațiile, pentru că în mod normal academiile care trebuie să făcute, și închei subiectul, sunt academii de copii și de junior cu carte. Am mai vorbit subiectul ăsta, chiar am vrut să scriu ceva de curând, dar am amânat subiectul. În divizia a doua este interesant totuși că mai degrabă aș impune o prezență mai mare de jucători tineri crescuți, așa cum sunt crescuți ei săracii în fotbalul nostru și ce grijă li se dă. Există și la Liga a doua o regulă. Există o regulă, dar ar trebui să fie mai prezentă, mai pregnantă, cred. Mai masivă, adică de mai masivă număr mai de mare jucători tineri. Pentru că, de exemplu, am numărat astăzi la tradiționala, vechea, deși nu se mai știe care e Craiova, că așa e la noi. Să creează melanjul ăsta discutabil din punct de vedere istoric, adică ceva să petrece istoric și cine vine la putere schimbă istoria. Mi-aduc aminte că era o glumă la un moment dat a unui prieten foarte bun de celebrul Sahia. Erau celebra operă de artă a lui Sahia, care era uzina vie cu bostan, învățai la școală, era proret cu rutismul acela și prietenul meu spunea, zice, tu nu e niciun fel de problemă. Sahia a fost un om totuși de dreapta, dar când au vrut ei să-i schimbe după 50, că e altfel, el a fost incinerat la crematorul Cenușa. Îi rotește borcănașul cu cenușa și zice că au gândit altfel. La fel și în fotbalul nostru de multe ori. Deci, ca să zoom străin la Craiova. Tu mi-am văzut 5-6 străini la Craiova. O secundă, că vreau să ascultăm pe Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, prima înfrângere de când s-a întors pe banca giureștenilor. Și care seamănă cu un prieten foarte bun al meu și chiar nepotului. Bună seara, fotbalul trebuie să aibă un învingător, un învins. Totdeauna nu câștigăm, că am fost criticați după 5 victorii, că am avut noroc, că am ținut vestiarul, că am avut fortuna, zeița. N-am avut nimic, că au jucat băieții foarte bine în alea 5 meciuri. Astăzi am avut o înfrângere care se întâmplă în fotbal, că noi jucăm singuri, avem adversari, mergem mai departe. 35 de minute cu un om în plus și nu s-a văzut. Nu s-a văzut, n-am putut să-i desfacem. Asta este. Au părut mult mai determinați, domnule Iofi. Ceea ce Rapidul a apărut aceste 5 meciuri, a apărut Universitatea în seara asta. Dacă vă uitați în urmă, toate echipele care au jucat cu noi au jucat la fel de determinate. După aceea au căzut fizic, ce am văzut și eu la televizor. Dacă așa ați văzut dumneavoastră, eu cred că am fost determinați, dar n-am găsit calea spre gol. A lipsit Rapidului și Adrian Barbu. Nu, Adrian Bălan. Bălan, scuzați. Adrian Bălan a lipsit, s-a accidentat, Drăghiceanu a venit după o accidentare, era Reșilie după accidentare, dar cei care au intrat trebuiau să suplinească. Urmează o partidă dificilă cu Mioven, care este la un punct acum, parcă lucrurile nu mai sunt atât de clare. Păi nu au fost niciodată clare, nu știu din punctul cui de vedere au fost clare. Eu am spus-o de când a început acest play-off, toate cele 6 echipe sunt echilibrate valoric când mențin această părere și oricând, cu oricine, se poate întâmpla orice rezultat. Părea așa, o luptă în doi. Sau se dorea cel puțin o luptă. Data trecută v-am spus după meciul de la Timișoara că nu este o luptă în doi. Chiar nu este și nu a fost niciodată. E o luptă în 6. A doua înfrângere în fața Craiovei anul acesta, prima oară la Severin, acel 5-0, acum 1-0, mai urmează un retur, va apuca Rapidul să-și ia revanșa? Ne desfințăm? Cum? De ce să nu apucăm?
Normal. O să încercăm să tratăm toate... Noi vrem să tratăm toate meciurile la victorie, indiferent cu cine jucăm. În acest play-off contează punctele, nu neapărat adversarul. Foarte multă nervozitate în teren. Văzut... Din partea noastră, nu știu dacă a fost așa multă nervozitate, poate că a fost multă dorință. Noi, la nivelul nostru, ne păstrăm calmul, ne păstrăm luciditatea și încercăm în toate momentele să obținem acest lucru. Un meci între două echipe de tradiție pe un stadion mare, pe un stadion frumos, din păcate gol, spectacol afară. Cum ar fi fost acest meci? Cred că ar fi fost cu tribunele pline. Sper ca și suporterii noștri să poată veni mai mulți, așa cum au venit ei, că așa se întâmplă la toate meciurile. Adversarii noștri au suporteri, au totul. E voit la noi cu 2 km în afara stadionului, nu mai are voie nicio persoană. Este și un apel la suporteri? Nu este un apel la suporteri, este un apel la autorități să facă lucrurile la fel pentru toată lumea. Suporterii sunt lângă noi și sper să fie în continuare. Veți reuși până la meciul cu Mioveni să-i refaceți fizic, să-i remontați și psihic? Și astăzi am fost foarte obosiți fizic. Am fost foarte obosit și știam acest lucru pentru că am disputat foarte multe meciuri. Nu știu, multe persoane nu văd anumite lucruri. Noi am disputat două meciuri cu Dunărea Călărași și cu Metalul Globus cu sabia în gât, nu deasupra capului. Orice punct îl pierdeam, nu mai intram în play-off. Nu cred că e ușor să fii mental mereu la capacitate maximă. Să joci două meciuri în care dacă nu câștigi, ești afară. După aia iar am început play-off-ul la fel, cu meciuri foarte, foarte grele. Am disputat 3 meciuri în 9-10 zile, dacă nu mă înșel. Am fost la Timișoara, ne-am întors, acum la Craiova. Deci există o oboseală. N-am avut lot foarte numeros, accidentările s-au ținut lanț de noi, nu din motive musculare, din motive fotbalistice care s-au întâmplat pe teren. Ok. Mulțumesc, domnule. O seară plăcută. Da, l-am ascultat pe Mihai Iosif. Repet, primul eșec după 5 victorii consecutive și până la urmă el este cel care prea echipa și o duce în play-off când situația era disperată. Mă întrerupsese. Spuneați că prezența jucătorilor străini, nu, la Craiova în echipă. Da, sunt cam mulți jucători străini. Craiova, am mai avut discuția asta, nu vreau să mă întorc la ea. Craiova are posibilități, în timp a dovedit lucrul ăsta, de a crește jucători. A avut o perioadă până acum vreo 3 ani de zile, că nu e întâmplător, Mihailă, Bayram, Ivan, dacă vrei, Mateiu, Screciu, da? Cu apărarea pe acolo mai discutabil, mai e Vătăjel, în fine. Vlădoiu, da, sunt... Deci au avut atâta timp cât au avut realmente un, hai să spunem, un șef de centru, pentru că nu cred că și la ei academie. Academia presupune și școala, am mai vorbit, nu mai dezvoltăm subiectul ăsta. Deci, cât a fost Silviu Ioan? Bogdan. Silviu Bogdan, cât a fost? Un tip realmente care a crescut jucători și din toate punctele de vedere și cu niște eforturi deosebite. Din păcate, își distruge și Craiova tradiția. Pe undeva am o anumită slăbiciune față de această echipă, deși de-a lungul anilor n-am luptat cu ei. N-am luptat corect, dar într-o perioadă în care educația presupunea respectul față de prietenie, eram dușmani, între ghilimele, necruțători în teren, dar prieteni și de un respect deosebit în afara terenului. Și vreau să spun de generația mare a Craiovei, cu Oblemenco, cu Deselnicu, cu Ilieval. Acum însă... Nu, apropo de Craiova, dumneavoastră sunteți în continuare un om de fotbal activ, urmăriți, veniți în emisiuni. Care e echipa adevărată dintre cele două? Din punctul dumneavoastră de vedere. Din punctul meu de vedere, echipa adevărată este... echipa de tradiție, adică echipa care nu se mai știe, pentru că ce se întâmplă este, acolo e un pământ în care a fost celebra legiune a 13-a Gemina, care a venit și a colonizat. De fapt, ea avea sediu în Apulum, la Alba Iulia, de unde sunt salvatorii atâta lui Dinamo, ăștia care sunt cu PCH-ul și așa mai departe. A, e o salvare mare și aveau și niște cohorte care erau în Oltenia, dar acea celebră regiune care a fost și pe timpul lui Cezar și așa mai departe, era făcută și din recuzita, o legiune avea 4.000-5.000 de luptători, dar restul, care erau vreo 10.000 de oameni care aveau grijă de mâncare, de corturi și așa mai departe, erau samniți, erau palestinieni
Și există pe undeva acest spirit de scurcăreț al Craiovei, însă și, bineînțeles, această dezbinare care îi se spune istoric dacică, nu vreau să mai dau definiția că îl supăr pe prietenul meu, Ioan Nițoaia, care zice că e prea dură, dar e reală. Deci este această dezbinare, această luptă fratricidă, care nu și are sens. Pentru că Craiova este unica, este Craiova aceea care a avut rezultate în anii 80, Craiova lui Balaci în ultima perioadă, o generație întreagă. Și dintre astea două, pe care o identificați? Dintre astea două, înclin să cred mai mult cu această formație pe care a creat-o pe undeva din El Staicu, cu păcatele lui, Mititelu cu păcatele lui, dar se pare că are un filon de continuitate cu ceea ce mă întreb tu, cu, deci echipa lui Mititelu, cu Dinamo Maxima, din Liga a doua, da. Da, cu Dinamo Maxima, cu Craiova Maxima, și care aduce pe undeva și cu Rapidul Maxim, pentru că am o simpatie față, în fine, și Rapidul după vreo 3-4 antrenori și vreo 3 condonăcători au ajuns la o anumită stabilitate cu acest Iosif, despre care aș vrea să spun câteva cuvinte. Ne întoarcem, dar l-asutăm și pe Eugen Trică. Vreau să-i felicit, chiar mi-a scos pălăria în fața lor. În seara asta s-au comportat fantastic. Îmi cer scuze, nu prea mă simt bine. Îmi cer scuze tuturor, dar eu înainte de meciul ăsta am atras atenția și am spus așa, la un asemenea derby, dați arbitru cel mai bun. Și atunci am spus două nume, Ațegan sau Covaci. Pentru că ajungem iarăși să vină domnul Rusandru, care îi scapă, nu știu, deci nu am cuvinte, credeți-mă. Dă arbitru cel mai bun din țară ca să ne arbitreze cum trebuie. Că altfel, dacă nu, stricăm jocurile, domnilor. Și cred că e cineva care vrea să facă rău Craiovei, nu știu cine, dar eu spun decât atât. Dumnezeu e sus și le vede pe toate. S-ar putea să se răsfrângă totul asupra lor, a lui sau, cine mai știu eu, acele persoane sau, nu știu, spirite care vor rău Universității Craiova. Deci lucrul ăsta l-am cerut înainte de meci. Dați-ne cel mai bun arbitru care este momentan în România. Pe domnul Hațegan sau domnul Covaci. N-a fost ascultat, ați văzut cum s-a stricat un meci. De aceea, băieții mei sunt admirabili ce au reușit azi, au reușit ceva fantastic. Am reușit, am revenit pe primul loc, trebuie să rămânem concentrați în continuare, pentru că ne așteaptă iarăși o partidă foarte importantă cu Rapidul, cu Călărașul, care cu siguranță va avea alt ritm această echipă. Și cam atât. Am văzut același discurs ca al dumneavoastră și la capitanul echipei, la Dragoș Albu. Simțiți așa, spunea și el că de când a început campionatul, o ostilitate contra Craiovei. Deci, chiar simțiți acest asta, lucru? Asta era sloganul Rapidului pe vremuri. Singuri împotriva tuturor, dar văd că s-a schimbat, acum este la noi. Deci cam noi suntem în momentul de față singuri împotriva tuturor. Deci nu se poate așa ceva. Și încă o dată fac apel, opriți-vă, punct. Fotbalul se joacă pe teren doar aici. Aici se câștigă meciurile. Doar pe teren. Pe teren ați câștigat astăzi. Bravo băieților, bravo tuturor. O partidă, o luptă dură, o am văzut. O luptă dură, s-a muncit din minutul 1 până minutul 94. De aceea încă o dată vreau să felicit băieții care au fost admirabile. Puțină liniște acum, stăți înapoi pe nu primul loc. Nu există liniște, mai sunt o grămadă de etape. Ați văzut că și-au revenit celelalte echipe. Mioveanu iarăși e într-o formă foarte bună. Reușesc, din câte vedeți și dumneavoastră, să marcheze 9 goluri în două etape, ceea ce mă sperie. Nu e prin muncă, prin determinare, prin dorință foarte mare de victorie. Uite că reușim să marcăm un gol, să luăm cele 3 puncte. S-au întâlnit astăzi cele mai bune două echipe din acest play-off, domnule Tică? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Care vor merita, merită promovarea la sfârșit acestei două echipe? Universitatea Craiova cu siguranță va merita să promoveze Liga I. Mai departe nu știu ce se va întâmpla. Dar cu siguranță Craiova merită să fie Liga I. Spectacol și afară, chiar dacă suporterii n-au putut să fie. Cum ar fi arătat acest meci cu suporterii în tribune? Păi da, atunci să fi fost 30.000 de spectatori. Pune-te în pielea arbitrului. Dacă el arbitrează de asemenea manieră azi, fără spectatori, ce se întâmplă dacă erau 30.000 azi? Vă întreb. Aveți amintiri frumoase, am văzut înainte pe ecranele televizoare, amintiri frumoase din meciurile cu Rapid, ca jucător.
Meciuri frumoase. Tot timpul au fost meciuri frumoase, meciuri spectaculoase. Păcat că n-avem și suportul spectatorilor. Cu siguranță și Rapidul au una dintre cele mai frumoase galerii din țară. Era un spectacol total și în teren și în tribune. Dar din păcate sperăm cu toții să se dea drumul la spectator măcar 25 sau 30% din capacitate. Ok, mulțumesc frumos, mulțumesc. Da, l-am auzit pe Eugen Trică, interesant ce spune de arbitraj, dar până la arbitraj, o să mă întorc și la Iosif, părerea ta, Pandi, despre nivelul acestui meci și cum ți se par aceste două echipe, repet, le putem vedea din vară în Liga 1? Le putem vedea, dar se schimbă total în Liga 1 dacă au puțină minte, pentru că ai văzut că în general echipele din Liga 2, și am mai spus lucrul ăsta, au impresia uitându-se la televizor că e foarte ușor în prima ligă. După aia cum vin, se trezesc în etapa 8-a ca un singur punct. Și după aia încep să caute jucători. Pare bun așa, dar e total diferit în prima ligă. Sigur vor arăta altfel, dacă arată așa n-au nicio șansă în prima ligă. Dacă arată așa cum au arătat. Dacă vin cu aceiași jucători acum și mâine începe campionatul de primă ligă, n-au nicio șansă la retrogradare în ultimele patru echipe, acolo ce loc vrei tu, pe ăla îl va ocupa. Mi-e greu să cred că o echipă de Liga a doua cu jucători de Liga a doua pot face față în prima ligă. Așa cum a fost cu celelalte. Dar nu, tot timpul, toate, fiecare an. Chiar cu toate. Fiecare de exemplu, UTA nu și-a păstrat echipa. Da, dar asta spun. Când ai minte, da, înțelegi și vezi ce trebuie făcut. Ardeșul nu a schimbat mare lucru și după ce încetare avea un punct. Toate echipele care au păstrat au avut probleme. Ții minte ce a spus Ardeșul? Păi meciurile din play-off au fost spectaculoase. Am jucat de la egal la egal. Adică putem să facem față. Când te-ai trezit, cât? Etapa 7-a, 8-a, 1 sau 2 puncte? Da. Așa se întâmplă. Dar uite-te în decursul anilor, din 5 ani, 4 echipa aia care promovează în etapa 8 are un punct. Da. Până la arbitraj despre Mihai Iosif. Aș vrea întâi două cuvinte să spun că mi se pare că Trică este total diferit, deși a prins și el anumite perioade la Craiova, total diferit de fair play-ul, de educația jucătorilor de altă dată. Începând, spuneam, repet, cu Oblemenco, Deselnic, cu Balaci, Donose, Țicleanu, cine vrei tu, Ștefănescu, Tilihoi chiar, niște oameni crescuți într-un anumit filon de educație. Era realmente o echipă condusă de profesori universitari și lucrul ăsta se transmitea și în comportamentul jucătorilor. Acum mi s-a părut așa, zâmbind puțin, că Trică este un descendent căzut pe scara competenței și prin discurs, un fel de Trică care umblă cu o caua mică. N-avea sens discursul respectiv, el compromite pe undeva, după părerea mea, istoria, fair play-ul și tradiția Craiovei. Se vede că decadența este prezentă și la ei, pentru că este o echipă făcută din ambiția pe undeva a lui Olguța, să mai facem și noi o echipă ca să aibă cine să se încaiere. Și noi cu drag să spunem de Iosif. Iosif e un tip interesant. Cred că este al treilea sau al patrulea antrenor la care a ajuns Rapidul în acest sezon. Este realmente, pentru că dacă tot vorbea Trică de... Al doilea fiind tot el. Da, al doilea fiind tot el. Dar au mai fost înainte vreo 3-4 încercări, plecând de la Pancu din vară, conducători schimbați. Părerea mea că trebuie Rapidul privită mai mult în ideea de o echipă a clasei de mijloc, a unui cartier cu farmecului, groapa lui Eugen Barbu. Dacă vrei, este o echipă în care mai degrabă o definește suntem peste tot acasă, decât sloganul acela care a apărut în momentul în care înnebunise și România după 80 și împotriva tuturor. Și într-adevăr a fost... Tocmai pentru că avea o popularitate, a fost trimisă spre Divizia B nemeritat. Iosif este nepotul unui foarte bun prieten al meu, cu care am jucat în perioada 64-65, chiar și 66 în echipa națională de juniori. Pop se numea, Johnny Pop îi spuneam noi, un băiat, cum era atunci, cu mult mai mulți băieți cu școala la zi, el a fost un elev foarte bun, de liceu la Șincai, mi se pare că a făcut, este nepotul lui și este imaginea, dacă vrei, comportamentului de umor, de inteligență și chiar de vrei de un practicism eficient, pentru că de 5 jocuri, ăsta e primul joc care l-a pierdut. Deci e un tip care poate să ducă Rapidul și un tip care are un farmec
tipic al Giuleștiului, al groapei lui Eugen Barbu și duce o tradiție simpatică. Sigur că Pandi găsise o... sau nu, Cristi mi se pare că spunea că ar avea un dinte de aur. Nu, dinte de aur, singurul care avea dinți de aur, pe timpuri, nu e o legendă, e o chestie adevărată. Exista un mare susținător în obor al lui Dinamo, se numea Jean Molea. Când se terminau meciurile, familia Nuweiler, Piții, cu rândul, Piții, Varga, Eftimie, mă rog, o frumusețe a cartierului. Ei, el avea un boxer, un câine, am avut și un boxer de la Spiș pe timpuri, și pusese doi dinți de aur, zice, câinii roșii au și dinți de aur. Îi pusese realmente pe canini, îi îmbrăcase din aur. Jean Molea, figură mare. E cui dragul să le povestești în ziua de azi de umorul de altă dată, că acum e barbarie. Hai să vedem și fazele de arbitraj. Două avem noi, acum nu știu la ce se referea Trică, da, pentru că antrenorul Craiovei n-a spus explicit. Dacă vrea să fie arbitrat de... Dar să știi că acuzele lui... Dar n-a venit concret. Putea să fie arbitrat de... Putea să fie, dar am venit eu, am venit eu de la Baia Mare să arbitrez meciul între cele două echipe din Craiova, când erau în Liga a doua. De ce? A fost retrogradată echipa lui Mititelu în Liga a doua și la promovare. De ce ai venit tu? Pentru că au avut arbitru de FIFA, că jucau între ele. Ei aveau primă 2000 de euro de jucător. Și acum cred că au avut primă. Eu 2000 de euro de jucător și eu am dat bani de la mine pentru că am plătit și o amendă venind din Baia Mare cu mașina. Am venit cu un prieten care eram obosit, fusese la un meci internațional să conducă el. Am plătit amendă pe autostradă, am plătit lui cazarea, la mine cazare, masă și toate adunate. Am adus bani de acasă să le arbitrez. Ai plătit amendă pentru șofer, nu? Pentru șofer, da. Cartonaș roșu aici, Cristi? M-am uitat foarte atent. La un moment dat se vede o mișcare scurtă a braț, parcă aici, ușor în... aici, uitați. Nu încă. Aici, ai văzut? Când duce mâna în față. Stop. Nu, presupunem. Presupunem. Păi da. Mișcarea o văd în față, nu vedem. Nu știu unde se duce. Nu știu unde se duce și unde se oprește. Presupunem. Da. Dar atenție mare. Văd următoarele lucru. Arbitru se uită acolo și nu există nicio reluare care să demonstreze că nu este așa. Dar nu este nicio reluare care să demonstreze că e așa. Nu. Nu este reluare ca deci să demonstreze că e așa, pentru că nu există imagini nici... corecte. Păi, dar, repet, nu există nicio reluare care să demonstreze că e roșu, nu există nicio o reluare care să demonstreze că nu e roșu. Motiv pentru care, având în vedere că arbitru a fost poziționat bine și s-a uitat acolo, îi dăm credit. Simplu. Adică nu am nicio imagine, uite și aici, este mascat. E portarul. N-ai cum să vezi. Nu vezi de portar. Ăsta e momentul lovirii când e portarul. Dar, în schimb, există un... Ia să vedem aici. Eu cred că aici... Nu vezi nici aici. M-am uitat atent. Nu vezi. Că e mascată mâna dreaptă. Da. Se vede ceva. Se vede ceva. Da. Ceva iar se vede. Cred că se vede că îi dă în burtă. Da, da, da. Ceva s-a văzut. Parcă mâna aia... Putem să oprim acolo cu mâna? Și aici se vede aici... cum duce mâna în față, la un moment dat, pe final, dar nu se vede unde ajunge. Da. E un are cot. O mișcare. Nu, da, e cea cot. Mai bună aia e de pe 16, cea mai bună. N-ai cum să nu dai credit arbitrului. Arbitru n-ai cum să-l contrazici. Nu, dar contrazic, în schimb, ei știau că nu se vede la televizor. Ce să știu? Cei din tribună, că i-am văzut cum protestează, probabil au văzut că nu se vede clar la televizor, s-au uitat la imagini, au început să strige. Nu, da, când ești acolo și ești în interiorul unei echipe, numai că reacționezi și dacă s-a văzut la televizor. Atunci, dacă e normal, de aceea ajung să avem și declarațiile pe care le avem. Da, acolo... Următoarea reluare, o mai vedem atât, pe care vedem și eu o fază din final. La un moment dat a fost o mișcare. Nu la asta. Aici apare portarul la următoarea. Aici a fost lovirea, probabil. Ești mascat aici. Nu vezi. Aici. Aici. Între cei doi jucători, la un moment dat, se vede... Ia să vedem. Nu încă. Jucătorul numărul 8 este lovit. Aici. Ba, se vede. Da, îi dă. Despre ce vorbim? Îi dă cu cotul. Ce mai discutăm? Da. Bun, avem faza asta. Bun, și mai eliminarea avem... este corectă. Eliminarea este corectă și mai este un moment foarte important, atenție, în final de meci. Aceasta. Minutul 87, da. Avem un apărător care nu este interesant de minge decât de să blocheze atacantul și intre cu cotul în el. Totul se întâmplă în suprafața de pedeapsă. Singura diferență că atacantul nu a căzut. Uite cum intră în el cu cotul și lovește. Păi să-i cot mai puternic decât ăla. Din punctul meu de vedere este lovitură de pedeapsă. Și măsură disciplinară, cartonaș galben. Deci tu spui aici penalti pentru Rapid și cartonaș galben. Pentru echipa în atac. Că e Rapidul...
Păi da, ce contează cine e? Pentru echipa în apărat. Uite unde e mingea, e mingea la 4 metri. Mi se pare ceva de nivelul Ligii a 4, a 4-a. În Liga a 4-a aveți asemenea faze. Da. Bun, ok. Nu, da, e, hai să trecem la Liga 1. La Liga 2 de la play-off-ul Ligii Secunde trecem la prima ligă. FCSB Botoșani, luăm meciurile din play-off. E o fază înainte de retragerea americanilor din Afganistan. Serios, adică. Luăm meciurile din play-off și le analizăm și apoi trecem și la play-out. FCSB Botoșani s-a jucat aseară. L-am comentat un pic noi aseară, fiind în studio pe Andy Cristi. Aș începe cu dumneavoastră, mister. Da. Noi am văzut aseară două reprize și nu înțelegeam cum e posibil să joace Botoșani atât de bine. Să joace bine în prima repriză și să nu mai existe. Practic să rămână la cabine după pauză. Ce s-a întâmplat? Dacă stăm să ne gândim în formația celor de la Botoșani, părerea mea e că compartimentul care ar trebui să dovedească vulnerabil și a fost undeva în repriza a doua, dar nu în prea multe situații, pentru că în repriza a doua, după părerea mea, au fost doar trei situații pe care le-a avut FCSB-ul și absolut nimic n-a mai avut Botoșaniu. Botoșaniu are o apărare care e vulnerabilă, mă gândesc în special la Șeroni, poate chiar și la Țigănașu, Brown, mai puțin poate la Kindrich, dar în ceea ce înseamnă ce am văzut până în urmă cu vreo câteva luni de zile, de la mijloc în față e o echipă care ar trebui să aibă randament mult mai bun de atac și de posesie. Mă refer la Papa, la Rodriguez, la Orjenda, la Așkovski, la Keita, cu tulburările lui de comportament, din câte se spune. Din nefericire pentru ei, în repriza a doua n-au mai contat. E adevărat că e o diferență foarte mare, de exemplu, faza de la golul pe care îl realizează Așkovski din prima repriză este o fază teribilă. Deci Așkovski reușește o cursă pe o greșeală, mă rog, a defensivei, pentru că tot așa în balanța respectivă. Cred că avantajul de la mijloc în față pe undeva al celor de la FCSB ar fi în viteza de joc superioară la Tănase, la Popescu, la Moruțan, care s-a accidentat. Dacă vrei, chiar într-o oarecare măsură, mă gândesc și la Wide, bineînțeles. Însă, din punct de vedere al prestației în repriza a doua, Botoșanu scade nepermis, iar acești jucători la care te așteptai mai mult de la ei sunt pur și simplu absenți. Nu-mi închipui cum un jucător care este capabil, deci în minutul 38 face cursa aceea excepțională de 80 de metri și trece peste toți, mă rog, la ce viteză au și apărătorii, nepermis apărătorii de la FCSB, mă refer la Cristea, la Haruț, nu se poate. Faza aia este peste o șarjă de rugby, să spun. Se duce singur, traversează, trimite mingea pe lângă Straton și conduc 1-0. Diferența este de prestație mult prea mare în repriza a doua și probabil că de la cursa asta lui Așkovski și de la absența aproape totală de repriza a doua se pot face fel de fel de interpretări. Cert este că partida capătă o turnură favorabilă FCSB-ului prin inspirația execuției lui Octavian Popescu. În momentul ăla când se creează egalitatea, sigur că echipa care vine și care are un anumit moral este FCSB-ul. Dar în același timp, gafa pe care o face Pap este inadmisibilă. Sigur că ea pleacă de la un pas, mi se pare, dat înapoi al lui Rodriguez, da, care nu se justifică nici ăla. Dar n-a fost rău pasul. Adică el a avut timp să facă ce vrea. În general, se spune de decenii că mijlocașul, când primește mingea, trebuie să fie cel puțin întors cu jumătate spre direcția de joc. Ori Rodriguez, în fața respectivă, este cu spatele pe direcția de joc și cu fața spre propriul portar. Și de aici inexactitatea asta care schimbă complet soarta rezultatului. Spuneați mai devreme că modul în care a arătat Botoșan rău în repriza a doua poate da naștere anumitor interpretări. Interpretarea dumneavoastră care e? Interpretarea mea nu pot să vorbesc că în momentul a fost ceva premeditat. Mai degrabă vreau să cred că
poate la Botoșani, la fel cum am constatat și la Clinceni, explicația ar fi de natură că ceea ce înseamnă concentrarea lor firească, că ar trebui să existe în play-off, nu mai există, pentru că, așa cum e românul, se mulțumește și străinii ăștia care avem după categoria 3-a, după unde au venit. Dom'le, ne-am îndeplinit situația, suntem în play-off, avem probabil și o primă, contează mai puțin, nu visează, nu văd deasupra spre culmile fotbalului. Să mulțumesc cu puțin, pentru că și-au văzut într-o, în expresia tipic românească, saci în căruță, ceea ce înseamnă play-off-ul. Ar fi o explicație. Celelalte sunt liber să le facă cine vrea. Eu vreau să cred că este această mulțumire de sine și poate, poate nu este exclus, și un complex în timp pe care Botoșaniu ca echipă îl are față de FCSB. Pentru că știm foarte bine că a existat o conlucrare între aceste echipe, foarte mulți jucători pe care i-a luat FCSB-ul de la Botoșani, mai mult sau mai puțin inspirați. Deci ei au venit pe undeva. Cursa lui Așkovski schimbă complet datele probleme, pentru că în prima repriză, dacă stăm să ne gândim, este un 1-1 la situații, este un cap al Wide afară, în minutul 5, și apoi cursa aceasta deosebită a lui Așkovski. În repriza a doua și retrăgându-se, cei care au trei situații, și sigur, una dintre ele este nepermisă, gafa portarului, sunt cei de la FCSB. Am văzut astăzi o declarație a lui Gigi Becali în care spunea că Panțărul trebuie să fie titular de aici înainte. Ai văzut? Când am spus, ai spus că glumesc sau ce fac. Nu. Ăsta este adevărul. Ce anume? Că spuneam că îl impune pe un jucător. Da, pe ne spunea, îi spunea, da, zis, așa ai vrut să zici? Da, exact Gigi așa impune, am vrut da, să zic. Da, da, da. Cum? Da. Exact așa e. Că, exact discuția am avut așa. Înainte să... Și acum a venit și a spus cine face echipa. De acum încolo vreau Panțărul să fie titular. Da. Mi-a făcut o bucurie, exact. M-am bucurat mult. Că n-am antrenorul... pierdut milionul, cred că mai mare bucurie. Ce milion? Păi nu primea meme un milion dacă nu marca Panțărul? Că a făcut pariu un milion la unul? De Panțărul, de Octavian Popescu. A, de Octavian Popescu. De Octavian Popescu, da. La Panțărul cred că era cota mai mare. Cred că nici Gigi 3 milioane. Nici Gigi nu paria pe Panțărul. 3 milioane, cred că era. Pe Panțărul nu, nici Gigi nu, nici Gigi nu paria. Gigi are și un discurs interesant când explică prestația din cupă. Și are un sâmbure de adevăr legat de felul în care se comportă federația. Da, și eu spun că acolo are dreptate ceea ce a spus. Deci, mentor, Panțărul ar trebui să fie în teren. Da, unde? Urma să mă întrebi. Da, pe unde? Păi acum, dacă joacă Inter, nu o să-l scoți de acolo, nu? Că el, îți aduce aminte că a jucat, fundaș stânga n-are cum să joace, că joacă Radonovici, nu? Sau dacă n-ai unde, îl scoți pe Radunovici. Nu, dacă stai pui într-o balanță Panțărul cu Radunovici, mi se pare mult mai rapid și cu mult mai mare aport în joc Panțărul. Da, mai echilibrat parcă Radunovici pe faza de apărare parcă mai bun. Nu? Radunovici, da. Radunovici. E mai puternic. Da. E mai puternic și are mijloace defensive mai bune decât Panțărul. Și mai șmecher fotbalistic, știe mai multe lucruri. Panțărul se duce, câteodată îl prinde acolo în față și s-ar putea pe partea aia să iei gol. Dar dacă nu are unde, pentru că la mijloc o să vină Olaru, în față ai Tănase... Olaru mai durează. Că nu o să vină, da? Tănase, Moruțan, Popescu, Coman... Wide trebuie să-l bași fundaș stânga. Deci o să-l scoți și pe Radunovici la un moment bine, dat. Până atunci... Până atunci îl bagi Inter. Exact, ce spune Cristi. Îl bagi Inter atunci. Păi îl bagi Inter și te lămurești cu el până atunci. Și este... Ca să nu mai bagi. Este și uș. Când vine să-l bagi fundaș stânga, opa, că nu, păi n-am spus de acum încolo toate meciurile. Dar următorul meci vreau să-l văd. Și să vedem dacă îl vedem. Da, sigur îl vedem. Următorul meci, avem dubii că nu va fi în teren? Nu. 100%. Bine, are și probleme bine, de loc. Are și probleme, adică da. Trebuie să-l bagi, teoretic. Revine Ovidiu Popescu, dintre cei care au lipsit la meciul ăsta. Nu știu dacă revine Vlad acolo. Da, care o să joace ce? Păi nu știu, că poate juca fundaș, poate juca fundaș de dreapta. Poate juca orice. Vârf nu cred, dar orice în rest. Nu, mă refeream la zonele unde are FCSB probleme. Da, nu mai vârf, în rest nu poate. Nu-l scoți pe șut să-l bagi pe el, nu? Nu. Sau-l scoți? Nu. Nu-l scoți? Joacă Inter, păi cum ai jucat Inter, cu cine ai jucat? Cu Perianu și Panțărul? Poți să joci cu Lampard și cu Panțărul?
Da, în partea în dreapta, panțărul stânga, adică au și piciorul. Da, numai că depinde și ce meci ai. Însă, da, special în prima repriză, mi s-a părut în creștere Crețu. Crețu a făcut niște șarje în prima repriză. A făcut aia pe dreapta, acolo a căzut, s-a ridicat, da, dar după aia... La golul Lașkovski, pe o parte, din nu are și de vină. Nu poți să o numești pasă de gol. Nu, la golul Lașkovski, el este de vină pentru că are mingea, nu dă în ea. Vrea el să facă preluare și cade pe acolo și rămâne acolo. Apropo de golul Lașkovski, vreau să-l vedem. 25 de metri în propriul teren. Da, la 75, nu, de metri de 80 de metri. Da, da. Golul Lașkovski, de ce e important? Pentru că, așa cum observa și Pandi aseară după meci, Lașkovski e cel care respinge din propriul care, după care el face cursa. Și face 100 de metri. Da, nu e puțin lucru. O face și după aia dispare. Nu mai apare deloc după asta. Păi dispare, toată echipa dispare. Nu putea să joace de unul singur Lașkovski. Iată-l. De la 11 metri. Deci el respinge de la 11 metri. Uite-l pe Crețu. Care... După care aici nu-l poate doborâ, șut încearcă să-l faulteze, nu poate. Dar aici acum accelerează și ia fața incredibil. Nu, indiferent cum accelerează, în momentul când ai mingea la picior, e mult mai greu decât Wilde, care aleargă și ar trebui să ajungă. Să ajungă cu 5 metri în față. Pentru că FCSB Becaliuța nu se apără în faza asta cu stoperii care sunt în careu la corner. Ei se apără cu, mi se pare, cu șut și cred că mai este mai acolo. Acolo e Haruț și cu Wilde, ultimii doi. Da, da, da. Sau Wilde și cu Haruț, poate. Da, Haruț. Da, adică Wilde și... fautează și în ultimul moment. Da, da. Aici. Întoarce. Și nu, acolo pune, după ce îi dă drumul la mână? Da. Nu, nu mai face nimic, nu? Dar el e deja dezechilibrat. Aici, uite-te, înainte să tragă, îi pune mâna aia în față. El și acolo îl fautează. Nu e? E cum vii cu mâna... Ținerea. Păi vii cu mâna în fața lui. Acum eram să nu mă întrebați dacă rata sau dădea pe lângă, ce nu, trebuia să facă. Nu trebuie să faci astea cu oricum. Nimeni nu zice nimic, nimeni n-aude nimic. Nu trebuie să faci astea cu urechea, că nu e nicio problemă. Dar chiar dacă nu marca, ce se întâmplă? Păi nu de-aia am vorbit ca să mă întrebi. De ce? Dacă nu marca, era penalti. Dacă nu marca... Fault în afară. Era lovitură liberă și... Din afară? Da. Da, da, Wilde încearcă să-l prindă și nu prea reușește. Da, dar nu reușește nici când trage. Deci el dacă nu marca, era lovitură pentru Bătoșan și cartonaj roșu pentru Wilde? Păi da, dar arbitru trebuie să fie pregătit. Adică dacă ești dezechilibrat de apărător și nu lovești corect mingea sau nu mai ajungi... Da. Normal că... Păi da, mi se pare... Dar nu e cazul. Dar trebuie el să... prost cumva minge pentru că e dezechilibrat Pandi, nu? Dar, păi da, dar stai puțin, lași avantaj. Nu, da? nu te pro... nu te exprima bine. Nu? Nu, nu, nu. Nu lași avantaj pentru că... Tu ca arbitru nu poți să vii să spui am lăsat avantaj și dacă a dat pe lângă poartă nu mai revii asupra deciziei. Ce faci de fapt? Păi nu, fluier cu oricare întârziere de fapt. Asta este explicația pe care o ai. N-am apucat până mi-am dus fluierul în gură până am fluierat. Nu, dar eu am zis bine ce am zis. Nu, și eu zic bine ce zic. Și eu zic bine ce zic. Tu vezi unde se îndreaptă mingea cum o lovește. Păi că am lăsat avantaj. Păi stai puțin. Ți se pare că, de exemplu, dacă Lașkovski dădea pe lângă poartă, e tot una dacă nu i-ar fi făcut nimic cu Wilde, cum îl incomodează? Mare. În mod Wilde? Normal, arbitrii, că am văzut și arbitrul aici, acurilorea din spatele porții, în momentul în care un atacant... Nu, dar dacă îl lași să tragă, nu cred că mai te întorci înapoi. Deci, primul care încearcă să-l placheze este șut, da, care nu-l prinde. Da. Nu, iar în aici. Faza în care este aici, în primul moment încearcă să-l incomodeze Wilde, nu reușește, sunt fracțiuni de secundă, iar... În fracțiunile următoare are poziție foarte bună pe care le execută asta cu piciorul stâng. Deci, el este fautat de Wilde în afara nu, careului. Nu încearcă, dar nu-l prinde. Aici este fautat. Aici încearcă să-l prinde, că rezistă. El trage, trage pe lângă poartă, după care tu te duci la 16 deci, metri în moment, da, în deci în momentul, păi dacă lovești greșit mingea pentru că ești dezechilibrat. Nu e fault. Nu e fault? Păi, dar eu zic că el lovește pentru că îl fautează acolo. Are mâna stângă pe el și în careu și mâna dreaptă o pune în față. Uite aici, mâna dreaptă, mâna stângă, uite, uite mâinile. Deci o să vedem aici și mâna aia. Da, nu păi nu, așa l-a luat. Nu, e deja dezechilibrat și nu se mai repune bine pe picioare. Păi da, el reușește să dea mâna pe el. Pe da. Zic că cea mai clară ținere s-a întâmplat în afara suprafeței de pedeapsă. Dacă s-a întâmplat ceva clar legat de ținere. Da, în fine. Aici deja e dezechilibrat. Și... Deci ca arbitru... Îți dai seama că Wilde nu va fi niciodată promovat la rugby, că nu are placaj, nu are nimic. Ca arbitru, Dane, ca arbitru, când vezi că un jucător atacant este ținut și este dezechilibrat în cădere,
îți duci fluierul în gură, pentru că există riscul să lovească greșit mingea din cauza faptului că a fost dezechilibrat și dacă vezi că mingea se duce pe lângă, pe lângă poartă, fluier, lovitură liberă. Dacă adică vezi că mingea... Repede, nu să stai... Nu stai, nu, dacă... Și fluier imediat, adică, domnule, n-am apucat să fluier. Dacă intră mingea în poartă, ai lăsat avantaj. Am înțeles. Bun, și mai aici o discuție dacă e sau nu fault aici, la portarul lovește ieșirea mingea portarului. Și nu îi cu antebrațul atinge, dar l-atinge în cap, dar juca mingea. Doar în situația în care lovești cu pumnul. Sau dacă ratezi mingea, doar în situația asta. Deci decizie corectă arbitrului. Da. Bun, începem discuția și la CFR Clinceni. Imediat o să ne oprim și pentru o scurtă pauză comercială. CFR nu cobate, o spulberă pe Clinceni, 3-0. Probabil că scorul ar fi trebuit să fie mult mai mare, Pandi. Adică, acum a arătat și prima repriză, 0-0, a fost total nedrept pentru CFR. Explicații pentru diferența asta mare, totuși, între echipe. Este o diferență mare, a fost dintotdeauna de fapt diferență mare, pentru că ăsta e al cincilea meci din ce am văzut între ele, toate victorii CFR și toate cu goluri. Primul meci din acest campionat regular. Ok, dar toate meciurile câștigate de CFR. Trebuia să marcheze 2, 3, chiar 4 goluri în prima repriză, pentru că au avut o grămadă de ocazii. Toți au tras din 6, 7, 8, 10 metri peste tribună. Nu prea am înțeles ce s-a întâmplat acolo. A sări mingea, n-a sări mingea din cauza terenului, din cauza piciorului, te-a încălțat invers. Nu dinamica lor a fost complet greșită. Da, dar toți patru? Diferiți, da. Toți patru se poziționează complet lăsați pe spate și de aici se explică traiectoria care o ia balonul. Deci sunt patru situații. E Deac, Kipciu, Rondon și Costache. Rondon alunecă. Rondon alunecă, dă deja de pe spate puțin. Toți trei sunt pe spate, poziție nepermisă și este transformare de rugby, nu este reluare de fotbal. Dai peste tribună, adică nu din 7-10 metri deci dai peste nu tribună. Nu ai dreptul când ajungi, când sunt niște mingi care vin înapoi. Deci nu ai dreptul să nu te poziționezi de asemenea manieră încât să fii sigur pe execuție. Pentru că ei în toate aceste trei execuții, repet, Deac, apoi Kipciu și Rondon. Rondon și Costache după aia. Și Costache, care o are și el la fel. 45 plus ceva. Nu, în 6 metri. Da, nu, minutul 45 plus. Minutul 45 plus ceva, plus câteva zeci de secunde. Da. Pe toți patru îi prinde complet greșit poziționați pentru reluarea mingii. Pe spate, puțin, adică este foarte important când îți vine o minge de la cel mai important, știi ce este? Nu? Piciorul de sprijin. Unde pui piciorul de sprijin și poziția ta ești aplicat pe mine. Dacă pui în față, s-ar putea să te duci... Dacă și tu ești în spate și pui și în față, bă, mingea se duce transformare la penciul la ăștia care jucă. Dar ai văzut la Costache. Costache, în momentul când ratează Rondon, își pune mâinile în cap. Aoleu, Rondon, ce faci de acolo? Eu o băgam în poartă, unde tragi? Păi vine și lui rândul și dă și el la fel. Nu, și de prost. Și la Kipciu s-a întâmplat exact la fel. Ceilalți și-au pus mâinile toți în cap, inclusiv cel care a centrat sus. La câțiva, la câțiva din generația asta își pun mâna pe ceea ce n-au. Diferență mare. Mă tem că vor arăta multe meciuri rău, nu? Așa, da. Da, n-au jucat nimic, adică nici au încercat ceva să se apere, dar fără curaj, fără nimic. Nu, diferență mare. Diferență mare de tot, adică scorul e bun 3-0 pentru Clinceni. Diferență în ce sens? Pentru că Clinceniu, UTA și Târgoviștea și Argeșul sunt niște echipe care până acum au pus probleme jucând într-un bloc agresiv, strâns, pe pressing în anumite momente, dar cu presionare și ne, știindu-se că nu au posibilități deosebite tehnice, ne lăsând spațiu de timp și spațiu de execuție adversarului. De data asta, o echipă largă, o echipă care mi-a lăsat aceeași impresie ca și Botoșaniu, cu diferența că Botoșaniu se poate interpreta că este pe undeva o simpatizantă a FCSB-ului, dar doar atât, nu se pot face procese de intenție, cred eu, mai departe. Dar și Clinceniu a apărut exact o echipă mulțumită cu situația că a ajuns. Adică genul a sărbătorit intrarea în play-off, după care... Mi-am văzut ca în căruță. Da. Eu nu cred că antrenorul, nu cred că Poenaru acceptă asta. Nu, pentru că aici e el în joc, da? El cu cât termină mai sus, cu atâta...
toată lumea vorbește este... de el. Cu cât nu câștigă niciun meci, cu atât se face de râs chiar el, ca da, antrenor. Antrenorul, da, dar jucătorii nu-i poți controla atât de bine. Că... Nu au primă, nu există să n-aibă prime, să vrei să le iei. Nu, oricum, echipele astea de care ai spus, Mistere, toate au în comun ceva. Toate joacă 4-4-2. Cu da. 4-4-2-ul ăsta au obținut rezultate. Una a terminat pe locul 5, nu? Cine? Campionatul? Clinceniu, da. Clinceniu, Clinceniu, una pe 7 sau cel puțin sunt acum pe 7 și pe 8 acolo, nu? Chindia pe 7 și UTA. Acum Chindia pe 8, da? Chindia pe 7, UTA pe 8. Parte. Dar ca să ajungă în postura respectivă, au tratat foarte important blocarea adversarului, fără să-i dea timp, fără să-i dea spațiu. Acum am văzut o lejeritate. Acum nimica, da. Da. Scurtă pauză comercială, ne întoarcem. Avem și fazele de arbitraj, inclusiv acel moment în care portarul Vâlceanu este lovit de rondon și șparge capul. Inclusiv cei de la Clinceni au avut o postare în urmă cu câteva ore în care acuzau arbitrajul, dar după o pauză. Suntem la meciul CFR Academica din Clinceni, am discutat despre meci, vedem și fazele de arbitraj. Sebastian Colțescu a fost central. Haideți să le luăm în ordine, Cristi, și să le vedem. Minutul 15, faza interesantă. Dacă s-ar fi impus penalti pentru CFR? Aici doar feeling putem să avem. Și de ce spun că e feeling? Feeling la ce? Nu am o certitudine. Feelingul meu este că este penalti și vă spun și de ce. Vedem jucătorul care... Te prezint, tu ai dubii că atinge mingea cu mâna? Nu, dacă intenție sau nu, despre asta vorbim. Mingea atinge mâna. Vedem jucătorul care simte că mingea vine în stânga lui. Simte. Ce face? Duce brațul spre minge și ca să fie că sigur că o atinge, nu are o mișcare naturală. Duce mâna mult în spate din inerție. Deci intenție e clară. Deci îl dorești. Nu mai ai să discutăm. E penalti cât casă aici. Păi da, asta zice și... Păi da, asta zic. Asta spun, da. Da. Păi da, asta zic. Nu este că e penalti. Arbitru nu a dat, dar părerea mea este că el a vrut să ducă mâna după minge și de aceea o și duce atât de mult în spate. Păi ai oprit foarte bine... Momentul în care el simte... Nu, nu aici. Aici am oprit-o. Da, simte că mingea vine în stânga. Și din această poziție duce mâna spre zona unde e mingea, dar o duce mult în spate. Adică, nu mai e o mișcare naturală. Oprește spui... pur și simplu ca să n-ajungă eventual în fața adversară. Și cu mâna în spate ca să asta ducă mingea. Asta mă face să cred că el a vrut să ducă mâna. Să fie ceva? Cartonaș sau ceva? Nu. Nimic? Deci, s-ar fi impus penalti pentru CFR la această fază. Fiind în prima repriză, era normal scorul de 0-0. Minutul 23. Atenție această fază, pentru că, repet, în această după-amiază, cei de la Clinceni au postat o fotografie cu cusătura de care a avut nevoie Vâlceanu, pentru că el a jucat cu capul spart. Da. Eu zic că nu există nicio intenție. El duce piciorul spre minge și nu mai are cum să și-l ferească. Lasă, încearcă să ferească. Ridică puțin. Ridică. Nu, știi că nu e mișcarea aia șmecherească care îl cauți pe portar, știi, da? Nu poate să-l mai ferească. Cu toate acestea trebuie să fie sancționat. Adică e suficient cartonaș galben? Cartonaș galben, da, e ok. E că nu există nicio... A ajuns la minge mai târziu. În final de prima repriză, Deac primește cartonaș galben pentru simulare. Să vedem dacă... Da. Sebastian Cocescu a zis bine. Și e dureros să vezi asemenea faze. O să avem o simulare la un meci. Neapărat trebuie să o vedem acea simulare, pentru că acolo era ocazie de gol. Nu, dar și asta e la fel de... Aia o depășește pe asta. Și nu te aștept. La Tudori. Da, Tudori. Dar o să vezi cum a oprit mingea, că putea să dea mingea în poartă. Bine, Tudori are multe momente în care simulează fotbal. Dar el a vrut să obțină penalti. Ok. Aici, dacă l-aș fi văzut pe De Beliu, nu mă miram, că îl cunosc ca un fotbalist care încearcă să simulează. Da, și atenție mare, că mai aud opinii. Domne, este contact, trebuia să lase jocul să continue. Nu, a căzut că a vrut el. Evident, s-a rupt. Deci nu se folosește de un contact ușor cu apărătorul și cade că vrea. Și golul 2 marcat de CFR, validat la intervenția asistentului. Noi am mai avut discuția asta. Da. Eu cred că nu trebuia să se bage. După părerea mea, nu știu ce vede el. Dar tu îmi spui ce vede. Mie mi-este greu la asemenea faze să contrazic arbitrii asistenți. Pot să am un feeling. Feelingul meu este... Nu mai putem discuta faza de la Craiova cu lovitura. Nu, că văd minge aici. Păi da, și trece?
Feeling-ul meu este că 10% nu a trecut din ea. Exact asta e și impresia mea. Și cum te bagi? Păi da, asta dar e. Acum câteva zile am vorbit. Nu te bagi, nu vezi, n-ai cum să vezi. Dar n-am, nu, adică trebuie. Da, mă, dacă toată vezi. Și tehnologia. Vezi deci construim stadioane și n-am pus sistemul goal line, mă, tot apar atâtea discuții. Deci de VAR și de asta nu mai vorbim, că nu vor. Nu vor să bage. Discuții. Au fost și campionatul trecut, țin minte. Nu vrea nimeni. Nu poți să te bagi să dai golul ăsta. Ce gol este? Bine, dar știi care e diferența între faza asta și cealaltă? Aici mingea este între portar și arbitru asistent, Pandi. El și vede ce, mingea. El o vede? Din col, da, el vede mingea. Deci el îmi spui că el vede că mingea a trecut 100%? Nu, asta spun. Spun că el vede mingea. Pe când dincolo, da. El nu a văzut mingea, da. Că era portarul, apărătorul era înspre el. Așa, și ce zice acum? Păi, aici s-a părut, lui s-a părut că... Da. Nu, dar aici vede mingea. Acolo n-avea cum să o vadă. Aici a controlat mingea. Aici, nu e mascat. E feeling. Nu, eu cred că nu trebuie să se bage. Și este nu... feeling. Păi nu vedem noi cum a văzut el. Și păi acolo cu păi gardul da, și acolo sau cine? Mai degrabă, dacă mă întreb să zic ceva, spun și eu exact cum spune Cristi, că 10-15% din balon e deasupra nu, linii. Da. Nu mai vă băgați la procente, nu trece cu toată circumferința. Exact. Corect. Bun, mergem mai departe. Craiova-Sepsi. Craiova singura dintre primele trei care nu câștigă în această etapă, 0-0 pe teren propriu cu Sepsi. Suferă în continuare Craiova. Suferă, eu tot suferă spun. Ofensiv. Eu tot spun de câteva săptămâni încoace că mie nu-mi place ce văd și că sunt probleme acolo. Nu au ocazii, ajung foarte greu la poartă, da. De când a venit Uzunidis și am luat ultimele 7 meciuri, pentru că Craiova este antrenată de Bon cu Dinamo și cu Iași, au mai multe ocazii, dar hai să nu le punem, după care vine Uzunidis și cu Clincești și cu Hermannstadt. Hai să spunem că are nevoie de ceva timp, după care ultimele 7 etape. În ultimele 7 etape are o repriză în care dă 0 goluri sau un gol, are o ocazie sau 0 ocazii pe repriză, atenție. Cele mai multe ocazii au fost 4 cu șuturi pe poartă, scuze, au fost 4 cu FCSB-ul și cu Chindia, în rest câte 3 șuturi pe poartă. Ceea ce mi se pare foarte puțin, să dai într-o repriză. Bine, au cam alternat reprizele mai bune cu reprizele mai puțin bune și uite că acum se vede 0-1-1-0-1-1 într-una din reprize din cele 7 meciuri. Mi se pare foarte puțin. El, când a venit, probabil că s-a uitat și a zis echipa asta nu se apără. Joacă foarte bine pe atac sau probabil își creează ocazii, trebuie să fac un lucru, să betonez apărarea, să nu mai luăm goluri. A betonat apărarea și spun același lucru cum l-am spus, pe care l-am spus și săptămâna trecută, și betonând apărarea, ai stricat atacul. Din momentul ăsta, niciun jucător cu el nu este mai bun. Nistor nu este mai bun, Cicâldău nu este mai bun, nimeni nu este mai bun. Ai făcut un lucru pe care probabil ți l-ai dorit, da? Să nu mai ai gol și ai reușit, dar după părerea mea, dacă erau spectatori în tribună la acest meci, cred că aveai o problemă. Începeau să te conteste. Nu știu să dacă se conteste, dar să fie nemulțumiți. Da, bă, iar venim la asta, nu vedem, bă, să vedem ocazii. Da? Ok, ai betonat apărarea, dar hai să vedem ocazii, să tragem 15 șuturi pe poartă. Da, numai că aici, dacă suntem totuși meciurile meciurile nu sunt ușoare. La meci, nu mă refer de valoarea adversarului. Dar nu trebuie spus și asta. Meciurile nu sunt ușoare. Ca să ne raportăm la acest meci. Deci tu practic joci așa, fără Corici, da. Fără Ivan și fără Bayram, că iese minutul 1. Da. Adică trebuie să și fără Ofosu care nu, pe care nu ai, cu cine joci în ofensivă ca să poți să produci. Și Petrea, Toni Petrea nu l-are pe Coman, nu l-are pe Man, da, care i-a plecat, nu l-are pe Olaru. Nu mai pun pe... Păi nu, e suficient. Și-a arătat bine? E suficient, Tănase, cu Moruțan și cu... câștigă până la urmă, cum câștigă și CFR-ul. Și CFR-ul a avut jucători care au lipsit, toți au jucători care au... Da, CFR-ul e altceva. Da, toți au jucători care au lipsit, asta e problema ta. Ce... E și adversarul. Da, dacă nu ții cont de chestia. De asta spun, cu Chindia ai avut un șut, 3 șuturi. Cu Botoșan, 2 șuturi, 1 șut. Pe poartă vorbesc. Cu Mediaș, 0, 3.
UTA 1-2, cu FCSB 3-1, cu CFR 3-0, cu Sepsi acum 2-1. Păi, adică mie mi se pare că sunt foarte puține șuturi pe poartă, foarte puțin fotbal ofensiv, jucătorii nu mai joacă, nu i-ai pus nici măcar de vânzare, nu mai ai acum unul care să zici îl cumpără cineva pe ce a jucat până acum, probabil pe Cicâldău. Că nu acum cu ce joacă în ultimul timp? Da, nu și ai pe cine să vinzi acum. Și mai sunt și o echipă care vrea să câștige campionatul. E, lăsând asta la o parte, îmi pare rău de Bayram, m-am uitat, dar puțin așa, am crezut, parcă e mai bine, nu? Nu e ruptură, nu ce s-a anunțat. Nu e fractură. Nu e fractură, da. Nu e fractură pentru că am ori de gleznă, ori tibie, ori peroneu, am văzut acolo. Sunt grele accidentările alea, dacă e cu smulgere de ligamente. Nu cred că e cu smulgere. Nu, e mult mai bine. Așa cum arată, așa cum arată. Grav era dacă era fractură, ceea ce am crezut că e fractură. Da. Dar are un ghinion teribil aici. Nu, pentru că adversarul chiar nu are o intervenție. Nu. El pune greșit piciorul. Nu putea, nu putea să fie greșit fractură decât întorsă de gleznă, o întorsă fractură normală, dar poate să fie și cu smulgere de ligamente, pentru că sunt și atunci e mai greu. Eu am crezut că e fractură la cum l-au pus acolo pe aia, cum plângea săracul, cum mi-a fost milă de el și jucător atât de tânăr. Să ai problemele astea, nu e bine deloc. Dar glizna se face. Nu știu ce se face la 17 ani, normal că se face orice, dar nu e bine să ai accidentările astea. Era un jucător care... Pare și firav așa. În momentul în care PRMN poate să apară smulgere de ligamente la gleznă, pentru că glezna este e învelită de niște ligamente care o țin și care sunt cu mușchiul gemeni, trebuie să știi și puțină fiziologie. Bine, le predați stoichiță la școala de antrenor și asta. E rezolvată treaba. Deci în momentul în care entorsa este mai gravă, se face cu smulgere de ligamente și acolo se poate merge până la intervenție de sudură chirurgicală. Dar părerea mea că este doar o întorsă simplă, se va umfla, va trebui să stea cu gips. Da, e și un jucător care bifa regula, Craiova are dificultăți. Are dificultăți în perioada următoare. Colic înțeleg că pleacă pentru niște investigații suplimentare. Poate dacă îl recuperează pe Ivan, da, să intre vârf, îl pune pe Câmpanu, joci probabil cu Vlădoiu ca să bifez Reda, are probleme Craiova. Ai jucat cu Vlădoiu extremă dreaptă la un moment dat. Da. Dom'le, gândiți-vă pe undeva și sub alt aspect. Craiova în sezonul regulat are alături de CFR cele mai puține goluri primite. 14. CFR chiar a avut 15, 1 plus. Mai mult decât atât, Craiova a avut o perioadă când era Bergodi, în care a avut vreo 7 meciuri, al 8-lea s-a încurcat, care a câștigat la un gol diferență, 1-0. Mai mult decât atât, ceea ce spunea și Pandi, părerea mea că la ora actuală, dacă a ieșit Bayram cum a ieșit repede, minutul 8-9, Craiova n-a mai avut niciun jucător de atac, niciun jucător de viteză, pentru că hai să spun că l-aveau la un moment dat pe Bărbuț, dar nici ăla nu mai e. E, dar nu-i folosit. Câmpanu este un jucător normal, Tudor este port ilegal de fotbal, Mamut e tot pe acolo și deci singurul jucător de viteză de pătrundere din rasa, Man, Mihăilă, Octavian Popescu, Moruțan, chiar cu niște rezerve, era Bayram și care în minutul 9 n-a mai fost. Deci, gândiți-vă că din punctul ăsta de vedere, dacă stăm să ne gândim pe situațiile de a le marca, sigur că în repriza a doua sunt trei situații pe care le are Craiova, cu un deficit foarte mare la mijlocul terenului, acolo unde, după părerea mea, Mateu face niște gafe extraordinare, e greoi, nu-l prinde paza, de cele mai multe ori e aproape și de al doilea galben. Da. Problema însă care se pune că a întâlnit și o echipă foarte disciplinată. Deci Sepsi este și foarte bine condusă din toate punctele de vedere. Este o echipă teleghidată în teren, care te blochează, face foarte bine marcaj, bloc agresiv, e comandată de Grozavu, după părerea mea, din punctul ăsta de vedere, foarte bine. Chiar mai mult decât trebuie, suflă mișcările jucătorilor. Dar în momentul în care Craiova n-are niciun jucător de viteză după ieșirea lui Bayram, rezultatul e previzibil. Și primul șut pe poartă îl dă Câmpanu, minutul 56. 56, da, bine. Fazele de arbitraj. Horia Mladinovici a fost central. Am văzut accidentarea, nu mai insistăm pe ea, nu e nimic. Doar un ghinion. Apoi, în minutul 10, o intrare dură a lui Păun la Nistor.
M-am uitat, nu am văzut să-l calce, pentru că îl văd pe Nistor cum ridică piciorul. Pune piciorul pe lângă, el se pare. Și... poate îl șterge un pic, pune pe lângă el întârziat. Nistor ridică piciorul. N-am văzut să-l calce. Da, nu pare să-l calce. Aș merge mai departe. Primul meci, nu? Da. Și n-a jucat chiar rău. N-a jucat chiar următoarea rău, fază e mai interesantă. Bun, finalul primei reprize. Aici, pe mine, mă... Galben pentru simulare la, la Tudorie. Deci un jucător care face așa ceva, pe mine mă pierde. Dom'le, deci da, este... Băi, pa... nu, cred că nu, n-am cum să râd. Nu n-am cum să râd. Nu, dar nici nu te-a avut niciodată ca să te pierde acum. E, Tudorie... adică n-ai fost fan Tudorie niciodată, bănuiesc. Tudorie e trecut la jucă... e trecut la fotbalist, Tudorie. Nu am treabă, dar problema e alta și o să vă spun care, că am făcut un stop cadru la un moment dat, dar se vede, deci, cel mai bine simularea se vede din spatele porții, o să o vedem imediat. Și de aici, dar din spatele, uitați-vă la faza asta, uitați-vă la ea. Și după aceea, și am făcut un stop cadru, să văd dacă găsește, uite, pe poartă, deci dacă tu, dacă nu caz, păi uite câtă poartă ai cu, ai șanse să dai cu latul, că de-aia am făcut stop cadru. Dar el pleacă din start cu scopul de a... uite-te, mă, de a obține penalti. Nu, ai șanse să dai gol dacă nu ești Tudorie, ca să fiu rău tot ce sunt pic. Dacă ești Tudorie, e vorba deci lui Cornelius. Deci ai piciorul drept, ești dreptaci, ești dreptaci. Tu, da, adică, deci dai cu latul. Foarte bun stop cadru ăsta. El n-are niciodată în cap să dea. Deci foarte bun acel cadru. Poarta este goală, fără portar. De ce am făcut acest stop cadru? Să-ți minte anul trecut la un meci cu Dinamo, în 2019. De la 4 metri a dat direct în portar singur. Ok, dar aici nici nu mai e portar. Ideea este că el a început. El deja, cum a înaintat, el n-a avut în cap să dea gol, să trebuie portarul niciodată. Mai mult decât atât, după ce cade... se ține, pare o accidentare gravă. Adică el... asta se întâmplă. Deci eu mă uit. Păi el nu l-a atins, asta e ideea. Dar de jucători care s-au jurat. Deci... uitați-vă la el cum se zbârcolește. Deci n-am cum să... am făcut acel stop cadru. Creați-mă, interpretați-mă nostalgic cum vreți. Dar eu mă uit de multe ori, decât să mă uit la toate serialele astea care sunt înfiorătoare. România a avut o perioadă în care, pe bună dreptate, se făceau filme istorice. La fel cum face și Hollywood-ul, că nu sunt întâmplătoare alea când se duc ei până Afganistan, până Vietnam, în primul război, debarcarea, Normandia și astea. Era bine că se făceau. El nu poate să joace decât momentul în care cade Tudor Vladimirescu în fântână. Uite aici. Nu, dar eu cred că atât. El face întorsă când se aruncă acolo. Când la aruncă ea. Când îl aruncă, cred că îl doare. Eteria pe Tudor Vladimirescu. Poate să joace când cade în fântână. La aruncă. Dar uite la stângul că el chiar se ține. De ce se ține? De piciorul stâng? De picioare. De glezdă, că face întors acolo când se aruncă. Uitați-vă și ce înseamnă fotbalul din România. Uitați-vă la arbitru aici. El anticipează, practic, pleacă sepsi pe atac, se duce spre centru, după care jucătorul greșește. Și deja te prinde la distanță. Arbitru fotbalului se face întors la glezne, la genunchi. Bine, dar uite-te. El se duce în partea înaltă, deși jocul. Păi nu așa era normal să meargă jocul? Păi așa era normal să meargă, așa era logic. Da, el n-a jucat fotbal arbitru. N-a jucat fotbal în România. Păi da, dar cine e de vină? E de vină Ștefănescu acolo. Că dacă mai face una aici, cred că îl trece imediat pe bancă, pe Ștefănescu. Pentru că Ștefănescu are toată banda stângă în față. Ia să mai vedem o dată. Are toată banda în stângă în față și alege, ce ți-am spus eu, toți care dau înapoi, dezlap ce sunt, dau înapoi. Ia uite-te. Cui vrea să dea pasă? Păi nu, el cui nu știe, vrea asta? Aici, după aia îl vede pe Tudorie aici și după aia vrea la portar să dea și probabil. Da, și cu exteriorul. Cred că e frică după și aia. Și cu exteriorul. Nu, e, da, păi cu exteriorul. Adică tu ai mingea pe piciorul stâng. Să dai lung de linie. Dar fii atent, du-te în față, că și dacă pierzi mingea, adversarul nu poate să-ți ia mingea decât dacă e în fața ta, nu? Da, vezi da. Și mingea, vezi și adversarul. Tu alegi să te întorci înapoi, țineți minte, toți jucătorii care dau înapoi sunt slabi, n-au ce să caute la fotbal. Bun, și mai avem o fază interesantă, minutul 80, nu neapărat ocazia Craiovei, ci atenție ce se întâmplă cu Cicâldău, pentru că el este călcat, acum. E călcat intenționat? E neintenționat? Eu Cristi. Am un feeling aici. În primul rând dai penalti când ai certitudine, că certitudine, când simți că este penalti. Singura acțiune pe care o face Mamut când i-a dat drumul de la Antipa, de când a venit. De când i-a dat drumul de la muzeu de acolo. Doar feeling poți să am. Bă, dar cum poți să-i aducă pe ăștia? Păi stai că acum nu mai poți să scapi de el, că are și vreo 5 ani contra. Se, la lungit. Ce e aici, Cristi? Deci, eu... certitudine n-ai cum să ai, să spui, domnule, a vrut să-l calce, dar te uiți,
îți dai cu părerea și nu suntem deținători adevărului absolut. Deci ne dăm cu părerea. Feeling-ul acum meu este că jucătorul apărător îl caută cu privirea sau îl simte pe Cicâldău și face ultimul pas un pic mai mare ca să îl caute pe atacant. Asta este feeling-ul meu. M-am uitat la privirea lui. Părerea ta. Că aici e, mă rog, și la ce ai jucat și te-ai întâlnit cu situații de genul ăsta. Adică... Aici, părerea mea, e o mare șmecherie. În general, păcălești pe toată lumea, pe arbitru sigur. Te faci într-un fel că vrei să-l ferești, să sari pe lângă el și vezi, Doamne, că nu mai ai unde să pui piciorul pentru că te-ai trezit cu piciorul lui Cicâldău acolo. Dar e clar că vrei să lovești, pentru că și duce într-un fel piciorul asta de e sus în jos. Elogvent. Dar păcălești, asta spun, că păcălești pe toată lumea și nu o să dea nimeni nimica pentru că ai impresia că de fapt el vrea să-l ferească. Dar eu știu că nu ai cum acolo să vrei să-l ferești. Să vede intenția când se duce să-l calci. Da, dar în momentul în când apare... că Mladinovici are un nume de sârb, ar trebui să știe foarte greu pe toată lumea. Da? El face așa o din asta încât... Părerea mea este că atunci când va apărea varul, arbitrul va fi chemat să vadă faza. E greu și atunci păcălești, pentru că el face într-un fel un gest așa de, vezi, ca și cum ar vrea să-l ferească, da. Ții cont de anumite... Nu vrea să-l ferească, să duce cu piciorul exact pe gemenii lui, să-l lovească. Asta că el vrea, se și uită acolo, se... Dacă vrei să-l ferești pe Cicâldău, evident că poți. Ne-au cerut la cursuri, ne-au cerut la cursuri. Uite, uitați-vă cum duce piciorul, mă, mai. Uite-l cum se duce pe el de sus să-l calce. Da, eu cred că e clar. Eu cred că a fost, dar cred că păcălești. Păcălești, nu-ți dă nimeni. Ne-au cerut la cursuri, la UEFA, să urmărim anumite indicii. Primul indiciu... Cred că în filme de desene animate, ceva. Da. Primul indiciu era dacă apărătorul caută sau jucătorul caută cu privirea adversarului, dacă îl simte, că dacă vede, stabilește un contact vizual cu zona unde este adversarul. Cine era șeful arbitrilor? Colina era atunci. Doi. Olu. Îi se trăgea de la chelie, adică avea dioptrie. E o tâmpenie. Doi la mână. Ultimul ultimul pas, dacă îl faci mai mare, să cauți adversarul. Păi cam se întâmplă aici asta. Și trei la mână dacă puteai să pui piciorul în altă parte. Dacă aceste trei argumente te ajută în a stabili că a vrut să calce. Bun, sau... mingea fiind în joc aici, dacă admitem că este evidenție... Și cartonaș roșu. Penalti și roșu. Sigur. Da. Bun, ajungem în... play-out, dar până să ajungem în play-out, vreau să vedem cele mai frumoase trei. Am avut niște goluri spectaculoase în această rundă și le-am selectat pe cele mai frumoase trei și să vedem, să facem aici un top în emisiune, care e cel mai frumos. De cele trei, haideți să vedem. Așkovski și Popescu, sigur. Să vedem cele trei goluri pe care le-am ales. Bine, Octavian Popescu primul. Ai pus golul Mioveni la Liga a doua și la Super. Păi, o să le vedem și o să rog colegii să pregătească. Mioveniu. Și primul gol și ultimul gol al Mioveniului de astăzi. E o execuție asta. Super. Da. Super. E o execuție. Eu înclin să merg pe mâna lui Popescu, că e cel mai frumos. Eu înclin să merg pe mâna lui Așkovski, probabil, nu probabil, sigur e și el acolo. Bine, este acolo, dar dacă stai și te gândești că șut nu-l prinde la placaj... Aia e altceva, eu mă gândesc la altceva. Cum a scăpat de unul care îi pune placaj? Că nu sunt mulți jucători mistere care scapă de doi jucători după l-am văzut pe Octavian Popescu. 100 de metri de sprint. Dom'le, placajul pe care îl încearcă șut prima dată la Așkovski... Asta e și mie mi-a plăcut mai mult asta cu schimbul valutar care se făcea pe timpul care... de față la Lido. Nu prea văd des. Da, nu văd des în Liga 1 chestiunea asta. Florea e un jucător cu tehnică, un jucător cu meciuri în prima ligă, cu experiență, are o tehnică peste medie. Da, tot Florea ce face aici e... Face totul frumos și aici, și aici. Dă pe și finalizarea. Da, nu trage aiurea, trage acolo cu interiorul ăla. Nu, dar el are o tehnică peste mulți din prima ligă. Nu, de data asta are și participare fizică. Uite cum se duce, da, se duce acolo. Are agresivitate fizică, se duce... Da. A avut și motivație, că a ridicat golul. El a fost un jucător bun tot timpul, să știi, Florea. Da. N-a avut și noroc. Și cred că în acest sistem e pus și mai bine în valoare. Are deseori momente în care doarme despre altceva în teren. Dar de data asta este
cum era pe timpul unul la Târgoviște, era strungar și era Vasilache, îl chema, și era staharovist, adică lucra în anul 2020, că făcea, ăia făceau 7 șuruburi, el făcea 700. Avea și Volga. Nu mă așteptam la Florea, vă dau cuvântul meu, am văzut puțin din meci, nu mi-a... Nu... Bun, pe un. Deci nu mă așteptam la Florea la așa ceva. Da. Eu am tot căutat să mă uit la Vâlceanu să văd dacă are o parte bine, dar cum dă pe un pare... Nu, dă bine, da, dă bine, se duce mingea în plasa laterală. Ce s-a întâmplat cu Edi aici? Nu știu. Frumos, tot meciul a fost, tot meciul a fost, ori e supărat, ori ce o fi fost... Sper să nu aibă vreo problemă, că prea a stat... Astea trei le-am ales. Tu spui Așkovski, rămâi în continuare după ce l-ai văzut păi pe asta? Și Așkovski a fost... Cum adică îl pui pe Florea și nu îl pui pe Așkovski? Care pleacă de la 100 de metri numai sprint cu doi jucători care vin în spatele lui și reușește în careu de 16 metri să dea cu interiorul gol. Păi da, aia este, nu vezi faza aia. Șuturi din astea o să mai vedem. Dar faze din alea nu o să mai vedem tot campionatul. Deci tu spui Așkovski. Eu cred că e de departe cel mai unul dintre... Ok. Dar... Cristi, tu ce zici? Uite-te aici. De cele patru. Ce faze prea, faci? Deci sunt mult prea frumoase ca să... Deci nu e corect să alegi... Da, nu facem un joc așa aici, nu să mai vezi, aici nu se mai vezi faze din astea. Bun, nu ai cum să vezi așa ceva. Ia uite, doi jucători pe el și eu vreau să-l încurajez pe Popescu pentru păi că... nu, aia îl încurajez și eu. Trec golul cu doi pe Popescu ca să-l încurajez. Mi se zice, a spus Octavian Popescu, nu? Nu, dar nu mai asta. Eu acum vreau să spun cam ce spune Cristi. Sunt trei goluri cu frumuseți total diferite. Le-aș aprecia pe toate. Primul este o cursă de 80 de metri și cu ajutorul gură cască din apărarea FCSB-ului. Al doilea este intenție, lovire perfectă a balonului. Și al treilea e o combinație, n-am văzut acum, o văd prima dată, mea culpa, nu mă așteptam la Florea, care de vreo 10 ani n-a mai făcut astfel de faze niciodată. Are calitate. Știu de multe Florea. Are calitate incontestabilă. Dar mi-a plăcut și Mioveniu. Atenție, fotbal. Fii atent aici, acolo. Primul gol. Ce zici, Fadi? Păi nu, ce zici? A vrut să tragă? A vrut să tragă? Da! Păi nu, a vrut să scape de minge. Ce să tragi de acolo? Nu, a vrut să tragă la poartă. De acolo? Da. Păi tu ai tras vreodată de acolo, că ai jucat fotbal. Tragi vreodată de acolo și cu stângaci. Adică dacă trag cu dreptul, cu interiorul, tragi cu stângaci. A vrut să tragă la poartă. Nu, a vrut să tragă să scape de minge, nu că a vrut să faci ceva. Deci tu ai tras vreodată de acolo. Păi dacă trăgeai, te scoteai imediat dacă trăgeai de acolo și cu stângul. A vrut să tragă la poartă și a ieșit. Păi nu, a vrut să scape de minge și a ieșit un mare gol. Aia a vrut să facă. Și cu stângul, tragi de la baut. Și golul 4. Bine, și portarul e... Vrește și la golul 4. Prima dată preluarea. Ma, asta da. Și asta, în continuare, atenție că toată faza e frumoasă și finalizarea. Asta da. Asta da. Frumos. Asta da. Vrei să dai, dar tu de la aut tragi la poartă cu stângul. Da, a ieșit golul frumos, Pani. Ne vedem finalizarea. Asta a ieșit, asta cu ieșitul e... Da, e grea preluarea asta. Asta? Da. Păi de capul meu. Asta dar vrea să facă, da, că el se lasă și... Asta e preluare a la Maradona în zile asta bune. Asta este ceva de... Asta e preluarea la Maradona da, în zile bune. Da, dar vezi că e Bogdan Rusu, care e jucător și el, adică golgheter, are goluri, nu e... Da, nu e oricine, totuși. E un jucător cu goluri marcate, frumos. Nu e? Frumos, da. Goluri frumoase. Unde i-au dus? La Sibiu la un moment dat, nu? Da. Parcă. Dar n-au prea făcut nimica prin prima ligă. Și finalizarea asta este... Păi, dar cum dă? Se duce bine da, acolo, numai că este dată cu mult efect. Da, preluarea asta preluarea este ceva de... Banii, da. De cap. Ajungem în play-out și bineînțeles că începem cu Dinamo, meciul de la Astra, de la Giurgiu, terminat la egalitate. Un punct câștigat pentru Dinamo și cred că are nevoie de fiecare jumătate de punct în acest final. Cum vi s-a părut meciul? Într-un fel, mai echilibrat decât a fost în cupă. Deși Dinamo are în continuare carențe mari, părerea mea, Uri nu poate decât să creeze o anumită ordine, disciplină, tactică și poate un joc realist, deși piesele pe care le sau jucătorii care le are la dispoziție sunt modești. De exemplu, nu are niciun fel de atacant. Deci Nemes, după mine, nu este atacant. De ce? Nu știu, e un fel de pilier de rugby
cred că n-a driblat niciodată. Eu, iartă-mă, sunt puțin, adică îmi plac jucătorii care driblează vârful de atac. Sigur, sunt nostalgic, generația mea era cu dribling. Domnul Pandură era cu driblinguri. Dar acum nu mai e cu driblingul, încearcă așa, unul poate să lovește mingea, să intre în poartă. Deci nu văd de unde, plus că Dinamo, situația este foarte grea, pentru că joacă din aceste 9 partide, dacă nu mă înșel. 5 în deplasare. 5 le joacă în deplasare. Da. Și echipa are probleme deosebite în această situație. Astra, de exemplu, sigur, până își va da seama, el mai știe, a mai fost Urin în anul trecut, a mai prins ceva jucători. Dacă sunt să ne gândim, totuși, Dinamo a avut și șansă în partida respectivă. Singurul pericol pe care l-are la poartă este un șut pe care l-are Anton în minutul 74. E adevărat, după la vreo 14 metri, da, de peste. Nescuzabil. Dar situațiile... Cred că de cu stângul, nu? Da, cu stângul. Dar situațiile mari de a le marca sunt alu' Cârpici singur în minutul 67, dă un pas în spate, este sigur că scapă pe partea dreaptă undeva, în unghi. Și a doua, care la fel este destul de mare, ocazia a lui Wüthrich din finalul primei reprize. Aia da, singur care îi scapă acolo. Și... Da. Deci pe undeva Dinamo a fost favorizată de o Astra care n-a fost cu mult superioară față de partida din cupă. Dinamo mi s-a părut într-o oarecare creștere din punct de vedere a prezenței fizice în teren. Dar dacă nu ai actor de primul rang, piesa e modestă. Bun, o să ne oprim pentru o scurtă pauză comercială. Suntem la Astra Dinamo și vedem fazele de arbitraj, că nu mai avem mult timp din emisiune. Ovidiu Hațegan a fost la centru în acest meci foarte important. De fapt, toate meciurile din play-out sunt importante. Toate fazele pe care le avem, nu sunt multe, sunt din final, ultimele 5 minute. Le vedem. Primul moment, minutul 85. Îi dau credit arbitrului. De ce? Pentru că jucătorul roșu de la Dinamo joacă mingea și jucătorul în alb de la Astra lovește în picior. Păi da, eu văd invers. Păi Gheorghe se duce să joacă. Cum Gheorghe are mingea, el da. Face fenta, adică, se duce spre poartă, nu? Ce face greșit Florentin Gheorghe aici? Păi trebuia lovitor liberă pentru Dinamo. Păi de ce? Ce face Gheorghe greșit? De asta întreb. Deci tu spui că face greșit ceva Gheorghe, nu? Joacă mingea Gheorghe? Gheorghe, Gheorghe vinovat, are mingea la picior. Joacă Gheorghe mingea? E vinovat că putea să cadă în nu. Umăr și să-și rupă clavicula. Joacă mingea Gheorghe, jucătorul de la Astra? O secundă. Joacă mingea din jucătorul modul de la Dinamo. Modul în care intră Moldoveanu e ok? Da. Da? Bun. Atinge mingea. După ce atingi mingea, ce se întâmplă? A căzut. Normal. Păi și ce face, și ce face Gheorghe? La Astra? Lovește în picior. Cum să lovească în picior? Cu piciorul drept. Cu dreptul lovește, îi dă un șut în picior. Da, în piciorul drept, care e în aer acum, îi trage un șut. Păi nu-i trage, nu mai, nici nu mai apucă să mai tragă nimic, că intră Moldoveanu în el. Așa mi se pare mie, eu nu spun, poate că nu văd eu bine. Poate lăsa mai bine jocul să continue, dar nici deci dacă e ceva, minge, e fault. Se duce la minge, după care se duce și pe tibie. Da, pe așa mi se pare și mie. Bă, dar ce cramponoi are. Ia uite la ce... Ia fii atent acolo. Da, da, da. Păi de capul meu ales pe vremuri când le trăgeai puțin terenul moale. Jucam noi pe vremuri când era terenul înghețat. Și te duceai la strâmb puțin cu și ele cu ce și jucam? Eu, nu eu, direcția tehnică. Colea de piele, le-am spus cramponoi de piele cu... Nu, nu, nu. Deci uite aici ce cramponoi, n-am văzut în viața mea așa crampoane. Mamă, nici nu mai e la divizia B așa ceva. Știi cine mai e la rugby în turneul celor 5 națiuni când e terenul moale? Păi așa ceva? Da, nu știu, mi se pare că în niciun caz nu faultează Valentin Gheorghe. La jocul se continuă, dacă e fault, e fault pentru jucătorul de la Dinamo. Joacă mingea și asta vine și lovește. Minutul 86, bine, cele două cartonașe galbene ale lui Boecan sunt corecte, totuși nu mai insistăm pe ele. Mergem mai departe. Uta o bate pe Viitorul. Viitorul ajunge într-o situație realmente disperată. Eu cred că e cel mai greu moment, nici măcar în primul sezon în Liga 1, nu cred că a fost într-o asemenea situație. Și atunci s-a bătut. Da, atunci a fost, mi-aduc aminte, pentru că avea meci la FCSB. Așa. Avea meci la Dinamo. Așa. Și atunci s-a salvat, cred eu. După meciul cu Dinamo s-a salvat. Hai să ne uităm. Uite, eu să mă uit mâine să vedem dacă situația cu câte etape sunt acum înainte de final. Păi acum mai sunt 8, nu? Da, o să mă uit atunci cu 8 etape înainte de final.
să vedem unde era viitorul și unde se plasa și ce programul. Atunci, dacă nu băteau la FCSB, dar nu numai dacă nu băteau la FCSB, dacă nu băteau după aia și la Dinamo. Nu, pentru că i-au terminat, din ce mi-aduc eu aminte atunci... Nu, a trebuit victoria cu Dinamo, i-a liniștit. Eu spun în felul următor. Au pierdut ultimul meci? Că n-au terminat fix deasupra liniei. Dar o să mă uit mâine și o să cred ne lămurim. Cred că au pierdut ultimul meci. Joi la minut o să vin cu, o să mă uit exact cum se tea. Bun, pierde și acest meci viitorul. Deci poate nu reușește să iasă. Nu că nu reușește, nu face absolut nimica. Nu reușește să ajungă la poarta celor de la UTA. Ocazii au tot UTA. Gol, minutul 63. Viitorul foarte slabă, dar nu știu cum o să iasă din situația asta. Eu am spus și tot sper ca Gică Hagi să vină. Dacă vrea să salveze echipa, cred că trebuie să vină pe bancă. Că altfel nu văd că poate cineva să-i ducă spre altceva. La un moment dat încearcă ei așa, vezi, fotbalul ăla vechi, așa, cu gramenii, un fel de, nici nu știu, libero, mijlocaș metodist. Foarte mult vine între fundaș și central, rămâne foarte mult acolo și m-am întrebat, mă, da, dacă e 1-0 pentru UTA, tu trebuie să faci ceva, nu e mai bine să-l scoți pe el de aici? Să bagi pe cineva în atac, să te duci peste ei să, deci așa să făcea, reușești să... Acum 2 ani, 3 ani făcea la fel cu Băluță sau cu Mladen, venea dintre stoperi. De data asta însă tactica este complex schimbată. Aduceți-vă aminte, Hagi a jucat tot timpul un 4, hai să-i spun 4-4-2, cu 2 jucători, 2 vârfuri laterale și Ianis, când era Ianis, juca în spatele lor. Mijlocașii erau într-un romb. Și 2 atacanți. De data aceasta lucrurile sunt complex schimbate, dar cred că nu sunt antrenate ca să aibă eficiență, pentru că apare Joe în partea dreaptă, apare Tsumu, care este un vârf de care o exact ce spune și Pandi când vorbeam noi în pauză de Nemeț, măcar să stai acolo în careu, să mai vină o centrare, să facă ceva, că și Montini cam în aceeași categorie. În fine, nu vreau să intru în alte discuții, dar... Problema care se pune, el, la ora actuală, viitorul nu mai are nici jucători laterali. Erau Chițu, era Drăguț, erau niște jucători mai buni care pătrundeau. Și la ora actuală are niște jucători pur și simplu blazați, fără calitate ofensivă. Și într-o așezare cu totul și cu totul schimbată, bun, hai să spun, îl punem pe Tsumu. Știm ce înseamnă Tsumu, e un jucător de careu. Păi adu-i mingi în careu, să ai centrări sau, eu știu, pasere dublate, verticalizări, pase pe culoar, nu văd nimic din așa ceva și nu, nici nu am încredere foarte mare în cel în Angel, băiatul ăsta care a mai defilat pe acolo, pe bancă, dar în perioada în care Hagi era la manete. Principal, da. Îl bași pe Pitu, îl scoți pe Pitu, adică nu prea s-au întâmplat lucrurile astea, nu? L-a băgat în minutul 24 și l-a scos în minutul 80. Da. Păi da, dar jucători tineri face așa ceva la viitorul, nu știu. Nu se întâmplă o chestie genul ăsta, da? Nu se întâmplă așa ceva, minutul 24 și minutul 80 scos. Nu, mai bine scos pe Grameni. E foarte rar s-a întâmplat ca viitorul să n-aibă nicio situație de a marca. Deci mic, raportul slab, este greu de 5-0 pentru UTA. Bun, câteva cuvinte și despre ce... Nu avem faze de arbitraj aici. Gazmetan voluntari. Se termină egal. Un meci foarte important în acea zonă, pentru că ambele echipe sunt jos. Însă câteva cuvinte de meci, după care avem 2 faze aici. Deci, în primul rând că la voluntari apare pentru prima dată băiatul lui Chihaia. Probabil că... antrenorul nu mai e indisponibil sau e suspendat. Nu, a fost în tribune, a fost suspendat. Suspendat, da. Sunt două echipe... Sunt două echipe care au jucat cam în același sistem, cu 3 apărători, 3-5-2. O partidă destul de echilibrată, cu angajament. Din păcate, blocuri foarte apropiate și în momentul când blocurile sunt foarte apropiate și echipele, prin disciplina care li se impune de antrenor să... nu lase adversarul să joace, să creează acea mai mult respinsă, în sensul că în criză de timp și de spațiu, datorită pregătirii precare din frage de tinerețe ale jucătorilor, nu se descurcă și rar găsești 4-5 pase consecutive. E mai mult o luptă oarbă cu foarte puține faze de poartă. De data asta, totuși, cred eu, s-a jucat oarecum... s-a mai scăpat pe finalizare, este un raport, după părerea mea, favorabil per total gazului, este vorba de un
5-4, având și voluntari niște ocazii și obținând un punct de care avea nevoie. Da. Două faze de arbitraj aici, după care o să vreau să comentăm și cele de la Pitești, pentru că mi s-a părut interesante. Da. Într-un 71, un posibil penalti pentru voluntari, aici la ieșirea lui Pleșca. E discutabil, pentru că Pleșca lovește pe atacant, dă una cu... aici e lovire. Așa mi s-a părut și mie, da. Aici Pleșca nu lovește, comparativ cu faza de la... Aici e armă. De FCSB. FCSB, portarul nu joacă mingea și direct intră în capul lui. Asta e mare diferență. Atacantul joacă mingea cu capul și Pleșca... Și Pleșca nu lovește direct. Una. Dă una în cap. Deci pare mai degrabă penalti, nu? Da. Bun, a doua fază, minutul 87. Aici am făcut stop cadru și trage. No, e penalti, clar. Pleșca nu-l vede. Nu-l vede, el vine din spatele lui imediat. El vine din spate, iar se uită numai după minge și dă în cap. Fără avertisment? Fără, pentru că s-a uitat după minge. Bubnoiul ăla în cap? Da, s-a uitat după minge. Bine. Acum și detenta lui Pleșca nu mai e ce a fost și vârsta. Aici și este suficient galben sau meritat? Da, e suficient galben pentru că am făcut un stop cadru. În primul rând e suficient că e de la mine din Maramureș, de din Vișor. Amândoi vin cu piciorul întins, după care când se întâlnesc, sunt cu picioarele îndoite. Ăsta e motivul pentru care e suficient galben, adică își retrage piciorul. Hai să vedem și fazele de la Pitești, FC Argeș, Poliaș. Sunt două momente în prima repriză. George Găman, arbitru. Ionuț Coza a fost la media și arbitru. Aici la Pitești o să vedem fazele. Deci George Găman. Două posibile penaltiuri pentru Gazde, pentru FC Argeș. Prima fază aici. M-am uitat foarte atent. Palici cu Baxevanos. Și ce păcălește? Căderea exagerată a atacant. Asta se întâmplă când atacanții exagerează, știi? Nu-l calcă? Îl calcă. Mi-aduc aminte din timpul jocului că l-a călcat. Deci aici, uite-te și la piciorul galben, culoarea galben a apărătorului, se duce așa, efectiv se întoarce. Aici nu-mi dau seama, mi se pare că l-a călcat. Pe lângă. L-a călcat, nu? L-a călcat, așa, da, sud, un pic cu vârful, foarte puțin. Dar și cum îți dai seama, uite-te la piciorul apărătorului galben, cum mi se răsucește imediat. Ce, gheata? Gheata, la galben. Când își trage Falici de acolo piciorul. Când își trage și răsucește. Uite, văd și piciorul... Și cu genunchiul. Genunchiul. Și cu genunchiul. Asta și călcatul. Acolo, uite, stângul. Mi se pare că piciorul este pus pe iarbă. Și cu genunchiul drept în gamba stângă. Da, nu doar drept. Genunchiul, da. Și calcă. Deci penalti. Bun, și a doua fază, o intervenție a lui Răzvan Popa. Eu zic că este... Asupra lui Șerban. Este corectă aici intrarea. De ce? Joacă mingea. Păi, dă una. Păi, dă? Ce-i mai dă? Eu zic că am lucrat faza să se uite. Îi trage, deci, una în genunchi. Trage una în genunchi de... Prima dată dă-n minge. Dă-n minge. Da. Dă-n minge. Da. Și după aia... care își retrage piciorul, păi, puțin. Da, da. Așa retrage piciorul stâng. Retrage după ce i-a luat genunchi. După ce i-a luat, da, piciorul. Se duce în genunchi. E discutabil că a jucat mingea, e discutabil. În fine, vedem clasamentele în play-off și în play-out după prima etapă. FCSB păstrează un punct avans față de CFR, dar pune 6 puncte de Craiova. Sepsi, Clinceni și Botoșan rămân pe ultimele 3 locuri. Bun, în play-out bătălia este realmente teribilă, chiar și pentru câștigarea play-out sau pentru primele 2 locuri. Dar uitați-vă în jos ce se întâmplă. Inclusiv Astra, atenție că Astra față de Viitorul, de exemplu, are doar 4 puncte. De față de locul de baraj. Și o să vedem etapa viitoare, măcar 2 partide în care nu putem spune că e decisiv, că mai sunt încă 7 meciuri, dar mă rog, vedem programul în play-off. Botoșan, Craiova și Sepsi CFR se joacă miercuri. Aici bat toate. Clinceni, FCSB se joacă joi la Călăraș. Iar aici cele 2 meciuri de care spuneam, Viitorul, Gazmetan, aproape ca un baraj, și de asemenea Poliaș, Voluntari, la fel. Nu că n-ar fi și celelalte meciuri importante, dar acolo se întâlnesc fix echipe care se află în luptă directă. Mulțumesc mult pentru prezența, domnilor. Ne oprim aici.